Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu e nicio noutate când spun că majoritatea politicienilor români ajunși în poziții de decizie tratează statul ca pe o feudă personală. Numai bună pentru împărții funcții clienților, susținătorilor, servitorilor politici, în general. Principala metodă folosită este numirea în câte o funcție plătită gras din bani publici, uneori și cu câte 10-15 mii de euro lunar, plus sporuri, plus prime de vacanță, plus prime de ziua instituției și așa mai departe. De cele mai multe ori, aceste numiri se fac ca interimar. Asta este trucul, asta înseamnă că omul numit în funcția respectivă poate fi dat afară oricând, tot printr-un simplu ordin. Asta mai înseamnă, desigur, și că cei numiți în aceste poziții, nulități absolute de cele mai multe ori, sunt totalmente dependenți de bunăvoința șefului politic care i-a pus acolo. Că dacă nu fac ce li se spune, se găsește oricând alt slugoi să ia locul, unul la fel de tâmpit, dar mai obedient. Sunt însă și cazuri în care aceste funcții sunt ocupate prin procedură legală, pe durate clare, cu mandate prevăzute în legi de organizare. Asta se întâmplă în instituții în care statul nu este unic acționar, de obicei, și unde n-ai ce-i face, legea trebuie respectată, că altfel fac scandal acționarii privați. Dar nu trebuie să vă imaginați că aceste prevederi legale și funcții de conducere obținute prin concursuri și proceduri legale pe durate precise reprezintă cumva vreo protecție în fața câte unui lider politic pe cât de hotărât, pe atât de hrăpăreț. Doar că, ce să vezi, cei care sunt dați afară ilegal în astfel de situații, doar ca să fie puși în locul lor diverși clienți politici, câștigă apoi în justiție, iar statul e obligat să le plătească despăgubiri foarte mari. Ce spun eu, statul? Noi, cetățenii, contribuabilii, că noi plătim din taxele noastre măgările făcute de politicienii aceștia fără scrupule. Și iată cazul companiei Transelectrica, de unde mai mulți directori și membri ai Consiliului de Supraveghere au fost dați afară în ultimii 2-3 ani fără motiv, adică nu fără motiv, cu motivul să-i punem pe ai noștri, pardon, deși aveau mandate clare. Transelectrica e deținută în proporție de 58% de statul român, restul fiind al unor investitori privați. Deci o companie majoritar de stat. Acești oameni, dați afară înainte de terminarea mandatului, au dat pe rând în judecată Transelectrica, adică guvernul. Ce să mai încoace încolo? Iar Curtea de Arbitraj de la Viena le-a dat dreptate. Și despăgubiri de milioane de lei cumulat. Am o listă lungă, dar am hotărât doar să o rezum. 5 dintre aceste persoane au primit deja compensații de câte 800 de mii de lei fiecare, ca urmare a revocărilor înainte de finalizarea mandatului. Unul a luat 2 milioane, altul a primit 560 de mii de lei, dar a deschis un nou proces prin care cere 2,2 milioane de lei. Alte procese sunt în curs și foarte probabil se vor termina la fel. La fel de prost pentru statul român, ci pentru noi, contribuabilii, din banii cărora vor fi plătite aceste despăgubiri. Situația e cât se poate de serioasă. Iată cum niște concediere abuzive, făcute politic, ajung să ne coste pe toți sume uriașe. Dar partea cu adevărat uluitoare abia acum vine. Cum credeți că se gândește guvernul să rezolve problema? Țineți-vă bine. Doamna ministru al Justiției, doamna Alina Gorghiu, vrea ca aceste procese să nu mai fie judecate în străinătate. Aparent, aici ar fi dandanoa. Poate că dacă aceste cazuri ar ajunge pe mâna alor noștri, dacă mă înțelegi, lucrurile s-ar termina altfel, nu s-ar mai da. Poate cine știe aceste decizii sau poate ar fi la fel, dar n-avem de unde să știi. De ce să le dăm la alții? Să ne ocupăm noi, tovarăși. Potrivit unui memorandum semnat de doamna ministru, document consultat de publicația hotnews.ro, ar urma să fie schimbată legislația astfel încât cazuri de acest gen să poată fi judecate de instanțele românești. Motivul oficial, da, asta este invocat, și anume că procesele în afara granițelor costă mai mult decât cele din țară. Și e adevărat, e incontestabil. Evident, reprezentarea statului român la Curtea de Arbitraj de la Viena costă mai mult decât ce ar însemna reprezentarea într-o curte de contencios administrativ sau ce-o fi de drept al muncii aici la București. De ce mustăcești, domnul Luca? Păi asta e ca aia cu supermarketurile, cu corporațiile. N-avem justiție și noi aici acasă. Da, exact. Ne judece străinii. Și exact. Cine? La Viena, aia care nu ne lasă în Schengen. Niște nenorociți. Dar ai naibii dau deciziile astea, să ne încurce, să ne ardă la bani. Exact.
Doamna ministru mai declară și că, citez, este greu de înțeles ce fac unele companii de stat din România. Ele încurajează lipsa de încredere în propria justiție, în instanțele naționale române. Iată. Ca ministra justiției nu pot accepta asta. Am încheiat citatul. Deci, crimă de subminare a justiției. A justiției naționale, autohtone, patriotice, tovarăși. De ce să judece străinii și să dea dreptate reclamanților care spun că li s-a făcut o nedreptate? Ne fac de râs în toată lumea. Să se rezolve aici, la noi, tovarăși. Faptul că procesele acestea încep din cauza unor decizii abuzive ale statului român nu pare să aibă vreo importanță pentru doamna ministru. Aici, în cazul ăsta, nu mai e vorba de încurajarea lipsei de încredere în stat, prin însăși acțiunile liderilor politici de la putere. Aici nu avem o problemă. Nu degeaba România are un index democratic atât de scăzut printre țările europene. Din multe puncte de vedere, statul român este încă prins în feudalism. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.